Salutare, prieteni! Suntem în drum spre președinția Republicii Moldova. Suntem în drum spre președintele Maia Sandu pentru a transmite un mesaj foarte clar că Serviciul de Informații și Securitate admite derapaje antidemocratice foarte grave. Doamna președinte, fiind șefa directă a Serviciului de Informații și Securitate, poate opri aceste abuzuri. Vom solicita o audiență la dumneai pentru a explica cu lux de amănunte tot ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Credem că o asemenea campanie electorală, dacă va continua în același ritm, în aceeași operă, nu poate fi numită sub nicio formă o campanie onestă, cinstită, democratică. Mi-amintesc foarte clar că în timpul campaniei electorale, doamna președinte Maia Sandu spunea că va fi președintele tuturor, de această dată vreau să fie și președintele meu, să reprezinte interesele cetățenilor Republicii Moldova, care pot și vor să-și dea votul pentru unioniști, pentru Alianța pentru Unirea Românilor, pentru o forță pro-europeană, pro-românească, și care este astăzi supusă unor intimidări și atacuri fără precedent. Despre denigrări nu are rost să vorbim, dar iată despre intervenția structurilor de stat în campanie electorală cu scopul de a exclude din curs electoral un concurent electoral, este cazul să vorbim și acest lucru este făcut de către Serviciul de Informații și Securitate prin filare, prin interceptarea telefoanelor mobile și inclusiv prin intimidarea concurenților electorale. Unica instituție credibilă, unica instituție aleasă într-un mod democratic și corect la ora actuală nu este guvernul lui Dodon și Șor, nu este CECul, nu este SIS-ul, care a fost promovat de Plahotniuc Dodon și după aia Maia Sandu, este președinția Republicii Moldova, singura instituție în care, la care putem să ne adresăm și la care putem să mergem. Colegi, haideți să coborâm cu toții! La președinție, da. Dau mai departe, nu dau. Colegi, o să coborâm aici. La plăine poziție? Trebuie să te aduc, nu? Da. Sigur, asta o depune. Trebuie să te aduc? Da, trebuie să te aduc. Nu este o acțiune de protest. Este o acțiune de sensibilizare a opiniei publice și o acțiune de transmitere unui mesaj, o sesizare, dacă doriți, pentru președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Considerăm că Serviciul de Informații și Securitate nu putea sau nu poate să acționeze fără să informeze șeful statului, care este garantul suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. SIS-ul se află astăzi în subordinea directă a președintelui Republicii Moldova, și în acest caz, doar șeful statului poate să oprească acest abuz, să îl invite respectuos pe domnul Iesaulenko, care face jocul FSB-ului rusesc, și să-i dea o întrebare foarte clară. Ce se întâmplă și cu ce ocazie aceste abuzuri? Haideți să mergem. Este o arșiță deosebită astăzi. Avem tocmai 33 de grade Celsius aici. Este o campanie istovitoare. Deosebit în mod la capitolul moral și la capitolul atacurilor vehemente. Instituția la care ne putem adresa este Președinția Republicii Moldova. Altceva nu există la ora actuală. Acest live colegilor mei care se filmeze în continuare ca să-mi pot spune. Veniți mai aproape, vă rog. Veniți aici, chiar lângă pe dinți. Da, am să dau cuiva live-ul să țină.
Stimată doamnă președinte, bună ziua! Sunt Vlad Bilețchi, aici este Dorin Chiotoacă, Valeriu Munteanu și noi reprezentăm... Pardon. Și noi reprezentăm astăzi aici Alianța pentru Unirea României. Reprezentăm aici vocea celor care simt românește și care se simt nedreptățiți de mai multe instituții ale statului Republica Moldova. Mai întâi de toate, aceasta nu este o acțiune de protest, ci este o acțiune de sensibilizare a opiniei publice și în special a dumneavoastră în calitate de președinte al Republicii Moldova. De ce aici? De ce nu în altă parte? Nu există nicio altă instituție credibilă și funcțională la ora actuală. Parlamentul este dizolvat, guvernul este în demisie, alte autorități sau instituții ale statului Republica Moldova plenipotențiare cu atribuții depline nu există. În timpul campaniei electorale pentru funcția de președinte al Republicii Moldova ați spus că veți fi președintele tuturor și astăzi vreau să fiți președintele nostru. În ultimele săptămâni am fost supuși unui atac fără precedent din partea Serviciului de Informații și Securitate. Mai mulți ofițeri operativi au primit indicația să ne fileze și să ne intercepteze telefonic, inclusiv prin urmărire fizică unde mergem, unde servim cafeaua, unde dormim și cu cine vorbim. Toate acestea s-au încununat zilele trecute cu solicitarea Serviciului de Informații și Securitate ca Alianța pentru Unirea Românilor, în calitate de concurent electoral, să fie exclusă din cursa electorală, făcându-se trimitere la faptul că întâlnirile noastre cu cetățenii României ar fi ilegale. Știm foarte bine că și dumneavoastră, la fel ca și noi, sunteți cetățean al României. Știm că și dumneavoastră pledați pentru dezvoltarea și întărirea relațiilor speciale bazate pe comunitatea de limbă, istorie și cultură dintre Republica Moldova și România. Dodon a folosit Serviciul de Informații și Securitate în interese meschine. Acest lucru a fost demonstrat cu lux de amănunte în numeroase cazuri. Tocmai de asta noi, poporul deșteptat al Republicii Moldova, am vrut să-l lăsăm pe Dodon fără SIS ca să nu mai poată comite abuzuri. Tocmai de asta Serviciul de Informații și Securitate se află astăzi în subordinea dumneavoastră, stimate președinte a Republicii Moldova, Maia Sandu. Totuși, deși conducerea de vârf s-a schimbat, practicile și abuzurile Serviciului de Informații și Securitate au rămas neschimbate. Știm că aceștia au obligația în fiecare dimineață să vă prezinte un raport de activitate și să vă informeze cu privire la cele mai strigătoare și arzătoare probleme ale Republicii Moldova. Nu știm cum s-a întâmplat că a trecut pe nevăzute sau fără vreo reacție clară din partea dumneavoastră acest abuz ilegal și fără precedent din partea Serviciului de Informații și Securitate. Știm prea bine și dumneavoastră, dar și Partidul Pro-Prezidențial PAS, că doar împreună putem forma o coaliție majoritară în Parlamentul Republicii Moldova, care să ofere Republicii Moldova un guvern corect, onest, care să facă reforme reale, nu pe jumătate, nu cu compromisuri, și nu cu jumătăți de măsură. Știți prea bine și dumneavoastră și noi că Renato Usatăi și alții ca el se pregătesc să vicieze viitorul Parlament și viitoarea coaliție de guvernare. Chiar zilele trecute acesta a declarat foarte clar că este gata să facă o coaliție cu PAS și chiar cu blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor, dar cu o singură condiție, fără Dodon. Deci se încearcă umanizarea sau spălarea comuniștilor și socialiștilor cu o singură victimă, cu o singură jertfă, Igor Dodon. Deși știm că din punga cu bani de la Plahotniuc s-au înfruptat toți ca unul, și Cornel și toți ceilalți care lunar
pe lângă cei 14.000 de lei salariu de la Parlament, au mai primit mii de euro și dolari din pungile cu bani de la Plahotniuc. Este inadmisibil acest lucru, pentru că usatii venit de la Moscova cu Plahotniuc pe la zilele lui de naștere, cu caramalac hoț în lege, cu limbaj de bulevard vulgar și banditesc, nu are ce căuta într-o majoritate de guvernare. Unicii parteneri firești, credibili și sinceri sunt unioniștii. Și iată că polul unionist, noi AUR, Alianța pentru Unirea Românilor, am reușit să ne coagulăm într-o forță de imediat și într-o forță capabilă să readucă pe arena politică într-un volum și număr considerabil unioniștii din Republica Moldova. Suntem cu toții români și dumneavoastră știți foarte bine acest lucru. Se pare că însă Iesaulenco și toți cei care l-au promovat de-a lungul timpului până a ajuns în această funcție, Dodon, Plahotniuc, nu vor să accepte această realitate, vor să pretindă în continuare că România ne este străină, că nu avem dreptul să fim cetățeni ai Republicii Moldova și ai României. Dumnealor probabil confundă ofițerii de securitate cu întreaga Republică Moldova. Ori la ora actuală, Serviciul de Informație și Securitate nu permite angajaților săi să dețină cetățenia Republicii Moldova și a României, din motiv că aceasta ar constitui un motiv de trădare de patrie. Nimic mai xenofob, nimic mai rusofil, nimic mai comunist de atât. Am solicitat în ultimele săptămâni reacția și intervenția dumneavoastră. Până la proba contrarie, țin să dau crezare că nu ați reușit să vedeți sau ați avut un program mult prea încărcat pentru ca să observați strădanile și chinurile noastre la Varnița, acolo unde separatiștii nu permit și violează drepturile și libertățile cetățenilor Republicii Moldova, care sunt peste 300.000, la libera circulație, la acces la informație, la dreptul de a alege și de a fi ales. Am solicitat, stimate președinte, să convocați de urgență Consiliul Suprem de Securitate, pentru ca separatiștii se vadă foarte clar că noi avem în sfârșit instituții puternice, cu oameni curajoși, care își asumă să spună lucrurilor pe nume fără jumătăți de măsură, fără războaie civile, fără războaie din cauza corupției, ci foarte clar, așa cum o știm cu toții din 1992, cum o știe fiecare de la mic la mare și îndeoseb cei care au căzut pe câmpul de luptă apărând suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova. În 92, Rusia ne-a atacat și a pus stăpânire pe a șasea parte a Republicii Moldova. În prezent, aceștia fac uz de forță împotriva sistemului democratic din Republica Moldova și vor, ca de obicei, doar să aducă oameni plătiți și manipulați care să voteze pentru blocul electoral al comuniștilor, socialiștilor, șor sau usate. Dumneavoastră știți prea bine acest lucru din campania prezidențială atunci când liderul interimar al partidului din care vă trageți sorgintea, partidului prezidențial Igor Grosu, a blocat cu propriul automobil venirea cetățenilor manipulați și plătiți din regiunea transnistreană ca să voteze pentru Dodon. Și noi am fost acolo, i-am filmat, i-am documentat cum au primit bani și cum au fost aduși cu transport organizat pentru a vicia votul din Republica Moldova. Mare ne este mirarea lipsei de reacție, lipsei de intervenție atunci când noi facem exact același lucru într-un mod consecvent, în aceeași lungime de undă și în privința alegerilor parlamentare anticipate de Republica Moldova. Am solicitat și solicităm să luați atitudine și să interveniți legal, instituțional în acest caz. Există cel puțin două instituții care sunt în strânsă colaborare cu instituția dumneavoastră prezidențială, și anume Consiliul Suprem de Securitate și Comisia Unificată de Control, sarcina căreia revine să monitorizeze
activitatea, sau mai bine zis, acțiunile subversive ale regimului separatist de la Tiraspol. 2. Serviciul de informații și securitate, care actualmente este în subordinea dumneavoastră, se pare că pierde orice contact cu realitatea și orice bun simț. Se încearcă într-un mod brutal și ilegal excluderea noastră din campania și din cursa electorală. Dumneavoastră, stimată președinte a Republicii Moldova, Maia Sandu, sunteți unica instituție și unica persoană demnitar de stat care poate să intervină legal împotriva acestui lucru. De asta suntem aici, pentru a vă transmite acest mesaj dumneavoastră, dar și întregii națiuni, și în același timp să vă reamintim că o mare nedreptate făcută de statul capturat de Plahotniuc și Dodon împotriva fraților noștri români și în special a colegului nostru George Simion este încă valabilă pe teritoriul Republicii Moldova și acesta încă are interdicție de a intra în Republica Moldova, de parcă noi încă am trăit în vremurile lui Plahotniuc și Dodon și de parcă nu ne-am apropiat de vremuri bune, așa cum spune Partidul Prezidențial PAS. Vremuri bune pentru noi, stimată doamnă președinte, înseamnă dreptul liber de a ne deplasa în stânga Nistrului și de a face campanie electorală, înseamnă instituții puternice care iau atitudine și intervin atunci când separatiștii încalcă și sfidează orice bun simț și orice normă legală, înseamnă un SIS care nu-și permite abuzuri, interceptări și filări ca pe timpul lui Plahotniuc și Dodon, știți prea bine pentru că și dumneavoastră i-ați acuzat de filare și interceptare, și înseamnă lipsa oricăror interdicții împotriva celor care vin din România cu poduri de flori, cu înfrățiri, cu donații de carte și cu sufletul deschis. Cireașa de pe tort a abuzurilor din această campanie electorală, care numai vremuri bune nu pot fi numite, este sfidarea votului celor care au fost prigoniți și alungați de acasă de Republica Moldova, votul celor din diaspora, care au solicitat prin înscrierea lor prealabilă, manifestându-și intenția de a participa activ la viața politică de Republica Moldova, cu scopul ca să aibă la ce reveni aici, nu doar prin remitențe și bani trimiși acasă, dar la modul fizic, la modul cel mai concret, să revină acasă, așa cum ne asumăm și noi, dar și dumneavoastră, stimate președinte a Republicii Moldova, Maia Sandu, să aducem diaspora acasă, să reîntregim Republica Moldova, să reîntregim familiile, să creștem economia, nu doar prin remitențe, nu doar să-i știm ca pe niște rod pe plantații în străinătate, dar să revină aici, înapoi, de unde au fost prigoniți, de Voronin, de Greceanu, de Dodon, Plahotniuc, Filat, Platon, Șor, Usatăi și toți ceilalți care au devenit multimilionari peste noapte pe ghebul și pe sudoarea celor care astăzi se află la mii de kilometri distanță de familie și copii. Dacă la început obiectivele și lupta noastră era una comună, evidentă, intactă, pentru a avea 191 de secții de votare pentru cetățenii aflați în afara granițelor Republicii Moldova, atunci treptat cumva ne-am pomenit singuri în fața dragostei de Aureliu Busuioc, singuri în fața instanțelor de judecată, atunci când toți ceilalți au cedat și au abandonat lupta pentru diaspora în favoarea unei ticăloșenii care se numește doar 150 de secții de votare. Nu știm ce s-a întâmplat, dar putem constata efectele. Diaspora contează nu doar atunci când votează. Diaspora contează în fiecare zi. Diaspora contează enorm pentru Republica Moldova, pentru că tocmai 1 milion de cetățenii Republicii Moldova, parte integrantă a statului, sunt alungați și prigoniți. Iar dumneavoastră, noi și toate celelalte instituții ale statului Republica Moldova
avem datoria morală să facem tot ce ne stă în puteri pentru a-i readuce acasă, pentru a reîntregi familia și pentru a le asigura aici, acasă, un prezent și un viitor destoinic. Nu vom putea face acest lucru, stimată doamnă președinte, de unii singuri, așa cum ne-am pomenit noi, Alianța pentru Unirea Românilor, în fața instanței de judecată, în timp ce toți ceilalți au abandonat lupta pentru diaspora. Dacă la început Ministerul de Externe spunea foarte clar că avem nevoie de 199 de secții de vot și doar Comisia Electorală Centrală se împotrivea, astăzi a cedat profund și Ministerul de Externe, dar și Comisia Electorală Centrală, la care, folosindu-se de imaginea și girul dumneavoastră, s-a pricopsit cu o mare funcție Dorin Cimil, președintele Comisiei Electorale Centrale, care, culmea, stimată doamne președinte, pentru că sunteți garantul suveranității și independenței Republicii Moldova, garantul instituțiilor judecătorești din Republica Moldova, Dorin Cimil ne spune că deciziile și hotărârile instanțelor de judecată nu sunt obligatorii, ci au un caracter așa, sugestiv. Este sfidător, este grav acest lucru. Nu avem unde să mergem în altă parte. Peste drum sunt toți în demisie, sunt toți o apă și un pământ. Puțin mai la dreapta mea, guvernul este în demisie. Instanțele de judecată sunt profund corupte și capturate și dumneavoastră știți bine acest lucru și afirmați de fiecare dată, în fiecare platou de emisiune, acest fapt. Comisia Electorală Centrală cu Cimil, care s-a pricopsit cu această funcție, folosindu-se de imaginea dumneavoastră, a trădat și joacă pe mâna lui Lebedinski și altor socialiști. Suntem singuri în această bătălie pentru diaspora, suntem singuri în această bătălie pentru demnitate, pentru adevăr, pentru democrație și pentru suveranitatea poporului Republicii Moldova. Stimată președinte Maia Sandu, vă solicităm să ne primiți în audiență pentru ca, cu lux de amănunte, analizând minuțios fiecare document, fiecare buchie, să reușim împreună să formăm o mișcare pentru dreptate, o mișcare pentru lege, o mișcare pentru bunăstarea fiecărui cetățean din Republica Moldova, fără excepții de dreapta sau de stânga Nistrului, fără excepții că este în Republica Moldova sau în afară, fără excepție că este pro-european, unionist sau de alte viziuni politice. Asta înseamnă să fim președintele tuturor și asta înseamnă să fim oameni de stat, așa cum vrem noi cu dumneavoastră să fim în pofida sau un anti-exemplu pentru cum sunt Dodon, Șor, Usatăi și toți ceilalți. Vă mulțumesc! Să spunem totodată persoanei că ne solicităm o audiență la domnul președinte. Ok, mulțumim foarte mult. Noi putem să dăm o la care să fie președinte.
Vă să rugăm colegii că trebuie să rămână de acolo. Nu, eu să rămân acolo, dar acolo de ce nu spate? Ca Așa e exces, bă, ce bine așa de prate. Exces. A făcut un mărege. Aici îngheați urechile. Vă duc să-mi iau haina, că aici e cam fric, domnule. Prea. Aici e prea fric. Prea tare, sfârșit. Și o să-i rusesc, doamne, nu. Aici e că e chiar așa, 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 așa. Generalul nu trebuie să-și permită una în casă. Ca să șeze? Nu. Am văzut și soldați care au stat în picioare acum, a fost și cu luptele. Da? Nu am un tramp, da. Să dați două cu putună lui Iohannis și la mine. Cu frate, cu farle mai tare.